Hei, dragilor, bun găsit, vă spun și astăzi pe canalul meu Parfumat de YouTube. Astăzi am o mini descriere a unui parfum pe care l-am adulmecat, l-am purtat, despre care mi-am făcut o părere și aș vrea să împărtășesc părerea mea cu voi. Parfumul despre care povestim astăzi se numește Boudoir Belle de la Philly & Phil. Inițial s-a numit Rose, însă acum se numește Boudoir Belle. Eu am aici o mostră de vreo 3-4 ml, a fost foarte plină și am purtat parfumul de multe ori, așa încât mi-am reușit să-mi fac o părere foarte, foarte clară despre parfumul ăsta. Philly & Phil este un brand german de parfum de nișă și parfumurile lor se găsesc pe site-ul lor. Au un site pe care veți putea găsi parfumurile lor. Parfumul ăsta a ajuns la mine așa dintr-o întâmplare, dintr-o curiozitate. Și este un parfum foarte, foarte drăgălaș, care a ajuns să-mi placă destul de mult. A apărut în 2010, dar nu e specificat creatorul, nici nu contează foarte mult creatorul. Dacă un parfum îmi place, îmi place și gata. 2010, deci de cel puțin 10 ani este pe piață și nu am reușit să aud până acum nici de brandul ăsta și nici de parfumul ăsta despre care vorbim acum. Este un aldehidic pudrat. Aldehidic pudrat, cumva în genul lui Teint de Neige, pentru că are așa o notă pudrată, aldehidică, cu miros de make-up. Mai are și un trandafir care se simte destul de bine, însă parfumul este despre note pudrate și miros de make-up. Iar nota de aldehide nu este ca Chanel numărul 5, este mai bine construită și nu dozată atât de mult. Deși se simte pe tot parcursul parfumului, nu e ceva deranjant, iar parfumul nu capătă niciodată un iz vintage. Parfumul este cumva rece și săpunos. Destul de săpunos, de fapt. Rece e mult spus. Mai mult săpunos, aș zice, decât rece. Și floral. Săpunos, floral și pudrat. Ăsta este caracterul parfumului. Dulceața are numai un pic, nu e un parfum dulce-dulce, dar are un pic de dulceață să spargă monotonia aldehidelor. Deci nu se duce în direcția Chanel 5, care nu prea e dulce, ci e verde, așa aldehidic și floral. Ăsta și animalic acela, ăsta nu are nicio notă animalică, e o aldehidă curată, clean și nu exagerată și nu rădată foarte, foarte frumos. Iar senzația de make-up, de miros, de make-up este foarte prezentă, drept urmare a ajuns la sufletul meu parfumul ăsta, chiar e drăguț și chiar mi-aș dori o sticlă. Nu știu dacă chiar am să alerg acum să cumpăr o sticlă fix în secunda asta, dar e frumos, e portabil și s-ar afla undeva pe un wishlist de-al meu. Este un parfum pătrunzător, cumva, are un siaj foarte ok, deși nu este extrem de bogat, are așa o ținută bună pe piele, adică radiază bine, se simte bine în cameră și pentru destul de mult timp și durează pe piele undeva la 8-10 ore ca nimic. Din punct de vedere al calității ingredientelor, sunt excelente, nici nu vine să cred. Este un parfum de nișă și așteptările mele erau oarecum mari, adică eu am pretenții ca într-un parfum de nișă să văd ingrediente bune. Nu se întâmplă totdeauna, dar aici chiar sunt de foarte bună calitate. Iar prețul parfumului e undeva la 150 de euro la 100 de ml. Prețul nu este mare, este undeva la mediu, să zicem, un pic la limita de sus, mediu și un pic mai sus. Dar eu zic că merită banii, el este doar pentru fete, de altfel este și listat de damă, deci băieții nu cred că au de ce să se apropie de el. Este foarte feminin și este potrivit pentru primăvară, ăsta este anotimpul lui. Și ar zice că merge la ținute vaporoase specifice de primăvară, poate fi purtat și la birou, dacă îl aplicați în cantități rezonabile, că nu deranjează, este ușor plăcubil și iubibil. Și cred că face o impresie bună purtându-l. Se aseamănă chiar foarte mult cu Iris de la Herbolario, mai mult decât cu Teint de Neige, aș zice, pentru că și Iris de la Herbolario are acea notă aldehidică. Bineînțeles, Iris se găsește în farmacii și este la un preț foarte ok pentru calitatea lui. Deci, ca alternativă, puteți găsi parfumul Iris L'Herbolario, care este la un preț mult mai mic, dar și calitățile, mă rog, nu sunt chiar astea. Dar să știți că departe n-ar fi. Deci, undeva cred că merită luat ca înlocuitor dacă vă place genul. Mie îmi place destul de mult. Îl am și pe Iris, am și Teint de Neige, tocmai pentru că îmi place genul și de asta le-aș vrea și pe acesta. Însă poate am să mă potolesc pentru că le am pe acelea, așa cum am spus, și diferență foarte mare nu este între ele.
denotat îl notez cu nota 9 din 10 și nu-i dau mai mult și nu-i dau 10 din 10 pentru că e clar cumva inspirat din acela, din Tom Denege, în mod clar și absolut. Nu are personalitatea proprie pe care eu mi-aș dori-o neapărat, dar calitățile sunt foarte bune, drept urmare nota este foarte mare. Dacă am să-l cumpăr, rămâne de văzut, dar dacă dau de el, l-aș lua, pentru că e bun și e pe gustul meu așa. Dragii mei, sper că v-a plăcut clipul meu. Dacă știți parfumul, nu uitați să-mi lăsați părerea voastră în comentarii. Până data viitoare, vă las și vă pup cu drag. Pa, pa!